Înainte să începem acest clip, vreau să vă anunț că, așa cum am promis data trecută la ultimul clip sau la penultimul clip, am făcut un cont de TikTok și un cont de Instagram, lene în bucătărie, pe care gătesc. Gătesc de toate. În general chestii de lene și da, mai încerc și chestii mai complicate și vă spun cât de mult m-am chinuit. Așa că intrați pe lene în bucătărie ca să vedeți cum mă chinui eu în bucătărie de fapt și de drept. Aveți link-ul mai jos în descriere. Să dăm drumul la clip. Salut și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi, precum ați văzut din titlu, voi testa produse noi de la Essence și Catrice cu accent pe noul lor fond de ten pe care nu l-am încercat până acum. Toate produsele sont primite de la site-ul Rivière, cărora le mulțumesc. O să aveți link-ul lor în descriere unde găsiți produse Essence și Catrice, pentru că oricum întrebarea cu Essence și Catrice vine foarte des. Aveți la ei pe site inclusiv colecții noi. În cazul în care nu știați, fondul de ten Catrice HD Liquid Camouflage este fondul meu de ten preferat pentru că costă 35 de lei maxim, are o acoperire destul de mare, nu încarcă tenul absolut deloc, rezistă toată ziua, arată foarte frumos pe față și se împacă bine cu toate produsele mele și cu tenul meu. Așadar, din punctul meu de vedere, este cel mai tare fond de ten, de ani de zile îl tot menționez în favorite, de ani de zile vorbesc despre el și acum au ieșit cu un nou fond de ten pe piață, așa că am așteptări foarte mari. Așa că dacă vreți să vedeți ce produse voi testa de la Essence și Catrice și dacă vreți să aflați și cum este noul fond de ten Catrice, urmăriți-mă în continuare. Primul produs pe care îl voi testa este acest spray 3-in-1 care hidratează, fixează și dă un refresh, dar îl voi folosi și pe post de bază. Acest spray nu are uleiuri minerale, nu are parabeni și nu are siliconi. Arată foarte drăguț. Este din gama Hello Good Stuff și miroase drăguț. Are parfum. Și acum ne îndreptăm către produsul vedetă al acestui clip. Este vorba despre acest nou fond de ten de la Catrice. Se numește True Skin Hydrating Foundation. Deci este un fond de ten hidratant cu acid hialuronic, are o rezistență îndelungată. Eu am nuanța 010 pentru că 010 folosesc și la HD Liquid Camouflage. Pe cutie spune așa: o piele adevărată, dar mai bună. Acest fond de ten hidratant cu acid hialuronic și ulei de semințe de pepene lasă pielea perfectă cu un finish natural. Are acoperire medie spre mare, cu un feeling confortabil pe piele. Este aprobat dermatologic. Înainte să îl încerc, vreau să vorbesc un pic și de sticluță. Sticluța este din sticlă, capacul este din plastic, are acest capac rose gold care arată foarte luxos, foarte frumos. Textul de pe el este foarte minimalist așa, arată mult mai scump decât este de fapt. Are mărimea standard de 30 de mililitri și vine cu o pompiță. Am și două coșulețe mici aici pe față. De fapt, sunt niște semne, nu sunt coșuri. Mamă, nuanța arată perfect. Mi-am ales-o bine și nu e cea mai deschisă nuanță. Cred că mai au una sau două nuanțe. Am pus două pompițe. Este destul de lichid, adică curge destul de tare. Cred că am pus cam mult într-un singur loc, deci voi întinde. Asta înseamnă că nu este nevoie de mult produs. M-am dat pe jumătate de față ca să vedeți cum stăm cu acoperirea. Din ce observ până acum, nu este un finish extrem de hidratant, lucește foarte puțin precum se observă acum, însă este exact Catrice HD Liquid Camouflage cu un 10% mai hidratant, adică nu se prinde de zonele uscate. Dacă ați încercat HD Liquid Camouflage și vi-a părut cumva prea uscat pentru voi, cred că ăsta o să vă placă. Pielea arată foarte natural, dar totuși cumva arată flawless, arată foarte curat. Arată ușor photoshopată. De asemenea, observ că nu oxidează. Culoarea mi este perfectă. Am întins-o și pe gât, dar nuanța 010 pentru mine este minunată. Este, ceea ce încerc să spun este că totuși este un pic pudrat. Un pic. Adică nu este cel mai hidratant fond de ten pe care l-am încercat vreodată. Nici nu-mi doresc asta, sincer, pentru că mi se pare că sunt mai puțin rezistente. Cred că un ten mixt se va înțelege bine cu acest fond de ten. Acoperirea, într-adevăr, este medie spre mare, dar să știți că mă încântă. Chiar îmi place. Are un miros... Nu seamănă cu HD Liquid Camouflage. Se simte un iz, un pic de parfum, doar puțin. Am primit tot de la Rivière și concealerul Liquid Camouflage de la Catrice. Numai bine că a meu s-a terminat acum vreo săptămână.
Acest concealer, în cazul în care nu știți, este unul dintre cele mai faine concealere și are și un preț super accesibil. Este hidratant, nu usucă zona de sub ochi, arată natural, dar totuși luminează zona, acoperă cearcănele. E foarte, foarte, foarte bun. Este în top, mai ales pentru prețul ăsta atât de mic. Precum observați, am dat luminozitatea mai mică, ca să vedeți foarte bine. Sper că se vede la camera așa cum ar trebui, dar așa arată tenul meu fără pudră, doar cu concealer și fond de ten. Îmi pare rău de ciocănelile care se aud, vecinii își mută mobila. Dar sper că se vede bine și sper că vă place cum se vede. Îl simt ușor lipicios, doar ușor, deci simt nevoia neapărat de pudră. Tot de la Rivière am primit această pudră care se numește Poreless Perfection Powder, tot nuanța 010, se numește Universal Shade și este o pudră compactă. Fiind atât de lipicios, cumva simt nevoia de mai multă pudră, ca să nu se lipească de haine, de telefon, nu știu, nu-mi place chestia asta în mod special. Cumva acest lipicios este și probabil datorită uleiului pe care l-are în el ca să fie mai hidratant. Pentru contur voi folosi acest bronzer de la Catrice. Bronzerele de la Catrice și de la Essence îmi plac foarte mult. Pe acesta nu l-am mai încercat până acum, e o minune, nu știu cum de nu l-am mai încercat. Cred că am varianta glowy la același bronzer și am zis că n-are rost să-mi-l cumpăr încă o dată. Este foarte pigmentat. Dar e frumos, vedeți diferența? Chiar e nice. Nevoie de foarte puțin produs și se blendește foarte bine. Nici nu aveam alte așteptări. Întotdeauna bronzerele la Catrice, la Essence sunt în top acolo. Îmi plac mult, mult de tot. Am primit și acest blush, care se numește The Blush, nuanța 60 Beaming. Eu mai aveam acasă nuanța 10 Befitting. Ăsta e mai mov, ăsta e mai roz. Îl voi încerca și pe acesta. Blush-urile astea costă până în 20 de lei. Deci e un preț extraordinar, că plus că dețin o viață întreagă. Nuanța este foarte subtilă și frumoasă. Sper că se vede bine la cameră. Și tot cei de la Rivière mi-au trimis un nou iluminator din gama de Crăciun. În cazul în care nu știți, eu am mai vorbit despre iluminatoarele astea pentru că ei tot le scot ca ediție limitată. Îl mai am de vreo 50.000 de ori. Respectiv aici de mai multe ori. E o variantă un pic mai mică acum. Sper că are aceeași textură pentru că are același model de floare pe iluminator. Însă iluminatoarele astea de la Catrice îmi plac mai mult decât orice iluminator high-end pe care l-am încercat până acum. Și pare că sunt aceleași. Hai să vedem. O să vedeți voi primii că încerc să fac un swatch. Ai, sunt la fel, ce mă bucur! Nu știu dacă observați, dar strălucesc atât de tare, sunt atât de frumoase și nuanța este perfectă, e o șampanie, un auriu perfect, că nu e prea galben, nu e prea roz, perfect! Și hai să vedem, direct, abia l-am atins, da? Doamne, doamne, Dumnezeule! Iluminatoarele astea de la Catrice sunt o minune! Pe pământul acesta. Cine nu vrea să strălucească așa, ia spuneți-mi, a? Perfect. Abia l-am atins. Doamne, doamne. Sunt curioasă dacă mai există oameni care se entuziasmează atât de tare ca mine când vine vorba de iluminatoare și fonduri de ten. Nu cred că mai sunt. Îl pun pe toată fața că facem baie în el acum, evident. Astea au fost produsele pe care le-am testat de la Rivière. Mă duc să-mi termin machiajul, sprâncene, buze și pleapa inferioară și revin cu concluzii, vedem ce se întâmplă cu fondul de ten, știți voi toată povestea. Be right back în o secundă la voi. Ok, am terminat restul machiajului și părerile sunt... O să vorbesc în primul și în primul rând despre fond de ten, pentru că despre acesta ne interesează cel mai mult. Ideea este că, așa cum am spus, este un liquid camuflaj, dar un pic mai hidratant. Acoperă bine, arată frumos pe ten. Nu știu despre durabilitate, dar voi reveni aici dacă văd ceva notabil în următoarele ore. Singurul lui minus este faptul că
Este un pic lipicios dacă nu îl setezi cu pudră, are obligatoriu nevoie de pudră deasupra. Adică acum pe gât simt cumva că... Acum pe gât nu am pus pudră și îl mai simt în continuare un pic lipicios, deci nu se usucă până la capăt. Probabil de asta are și aceste proprietăți hidratante. Sticluța este absolutamente superbă, foarte elegantă și îmi place mult, mult de tot. Pudrele de la Catrice mi-au plăcut întotdeauna, deci și aceasta mi se pare ok și chiar se pupă cu acest fond de ten. Iar cele trei produse, contur, blush și iluminator, pot să spun că fugiți pe site și luați-vă acum, pentru că iluminatorul este divin, 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 subliniez divin de 50.000 de ori. Blush-ul este foarte subtil și frumos, mai ales pentru perioada asta de toamnă-iarnă. Iar bronzerul, dacă sunteți în căutare de un bronzer foarte bun, este super fain pentru că este super pigmentat, are un subton un pic mai cald față de un bronzer obișnuit, dar se vede frumos, cred că pe orice tip de ten. Asta este 030 medium bronze, deci ar trebui să-mi fie super închis, însă mi este potrivit și cu puțină atenție, adică fără o mână foarte grea, poate să arate foarte frumos pe ten. Voi reveni aici dacă se întâmplă ceva notabil, dacă nu mă întorc înseamnă că totul a mers ok, ca un fond de ten obișnuit. Știți foarte bine cam care este treaba. Dacă ne vedem în următoarea secundă, înseamnă că ceva s-a întâmplat, de bine sau de rău. Acesta a fost videoclipul de astăzi, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o deja, ca să fiți la curent cu toate noutățile. Apăsați pe clopoțelul de lângă butonul de abonare ca să fiți anunțați atunci când postez ceva nou. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram și pe TikTok. Mulțumesc încă o dată pentru vizionare și ne vedem data viitoare. V-am pupat! Pa, pa! So fast, all time.